Uite că avem și noi o piatră, o piatră pe care, care am pus-o în valoare. Trebuie pusă în valoare. Absolut toate casele tradiționale la noi, la Lăpuș, au fost albastre. Un pic de Maramureș dacă apuci să guști și nu te mai dai dus. Amintirea gustului te cheamă iar și iar, la fel cum te face să revii și dorul de plaiurile acestea, parcă alintate de Dumnezeu, și dorul de oamenii ce își pun tot sufletul în încercarea de a sfinți locul, fiecare după priceperea sa. Nu călcăm pentru prima oară hotarul țării Lăpușului, așa că putem spune deja că această cenușăreasă a Maramureșului are toate atributele pentru a deveni una dintre cele mai atractive zone turistice ale Maramureșului. Și suntem pe cale să mai descoperim câteva astăzi. Să rămână, bine v-am găsit! Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit! Ce faceți? Bine ați venit, vă aștept cu mare drag într-un loc frumos. Ne-am dat întâlnire la piatră, pentru că e unul dintre cele mai cunoscute locuri din Lăpușul românesc, așa cum frumos îi spunea odată, nu? Da, așa este. Ce a fost aici mai exact? Am încercat să citim pe piatră, ne-am făcut o idee, dar cred că toată povestea are și mai mult farmec. Așa cum spuneți, suntem pe Valea Roii, în locul numit La Piatră. Și aici, în 1934, Constantin Brătianu, care pe vremea aceea era ministru, a venit la Lăpuș, în acest loc, după cum spuneam, și a redat pădurea lăpușenilor, pădurea comunală. Este un loc cu încărcătură istorică, este un loc extraordinar de frumos. Toată valea a fost, e superbă. Toată valea e superbă. Acest loc a fost uitat ani de zile. Și noi ne-am gândit că ar fi momentul să-l readucem la viață, să știe cei care ne vizitează și care trec pe aici că este un loc care ne amintește că lăpușenii sunt bogați și în valorile lor, dar și în pădure. Frumos așa, când vii să te relaxezi, să te bucuri de natură, să prețuiești și istoria, dacă ea așa există este în aceste locuri și este și marcată. Cu atât este mai și mult marcată și pe piatră este scris exact momentul acela. Ce, este ce bucurie trebuia să fie la vremea respectivă pentru oameni să-și reia pământurile. Vă dați seama, cu bucurie vin și astăzi aici, poposesc, își frigăresc o slăninuță pentru că le-am pus la dispoziție, am amenajat acolo două cuptoare. Se odihnesc în susurul văii. Roaia, o apă bună de băut, de altfel, acolo. Acum iese din pântecele stâncii, așa, exact, al pământului. Aici se bucură de peștișorii din micul lac amenajat. Asta înseamnă să pui în valoare cu adevărat un loc. Știți că am auzit foarte mulți români de-ai noștri care povestesc așa cumva cu mâhnire. Băi, am fost pe afară și ăia și o piatră dacă au, știu să-și o pună în valoare. Și noi avem atâtea bogății și nu. Ia uite că avem și noi o piatră, o piatră pe care am pus-o în valoare. Trebuie pusă în valoare. Suntem pe un drum care unește două țări ale Maramureșului, nu? Da. Cumva Maramureșul istoric de Țara Lăpușului, unde suntem. Un drum care recent a trecut în administrarea dumneavoastră și
care mă gândesc că poate în sfârșit să exploateze și potențialul turistic extraordinar. Îmi pare bine că ați adus în discuție acest lucru. Sigur, acest drum este un drum forestier care a fost în administrarea Direcției Silvice și am reușit cu multă muncă și cu o procedură de lungă durată și greoaie, dar am reușit să-l luăm în administrarea comunei noastre. Era foarte important să treacă acest drum în administrarea noastră, pentru că de fapt pe această vale sunt cele mai frumoase locuri care pot fi dezvoltate turistic și sunt locurile care trebuie arătate. Și într-adevăr este drumul care face legătura cu Botiza, dar noi am luat în administrarea comunei noastre doar 6,8 km din cei 30 și ceva de kilometri de drum. Acest ținut uimește și cucerește deopotrivă prin pitorescul așezărilor și frumusețile naturale. Extraordinară, valea, râul ăsta care curge la vale, poieni pline de flori, de brândușe, de ghiocei, o mănăstire? O mănăstire, un muzeu, avem mai jos lacurile de pe Zâmbrița, tot în această zonă și de anul trecut, de când drumul a trecut în administrarea comunei noastre, multă lume a încercat să acapareze mai mult teren aici și își construiesc cabane tocmai pentru a aștepta turiștii. Cred că e o zonă propice pentru asta, da. Sper să respecte acum și drumul, arhitectura zonei și să... Vom lucra și la drum. Până la mănăstire, drumul va fi asfaltat în această primăvară pentru că este prins în proiectul Angel Salini, iar de la mănăstire până aici vom reabilita prin pietruire acest drum. Ca să fie pitoresc. Ca să fie pitoresc, da. Așa, da. Așezată pe vechea vatra satului Lăpuș, pe valea aceasta de o frumusețe rară, mănăstirea Ruoaia e una dintre binecuvântările Maramureșului, ce funcționează pe amplasamentul vechiului locaș monahal, ce datează de la 1315. O lume cu rădăcini adânci ți se dezvăluie aici în toată splendoarea. Cu inimile pline de frumos, ne continuăm călătoria prin vechiul ținut românesc al Lăpușului, până în centrul comunei, unde mai descoperim un crâmpei de Maramureș cu parfum de veșnicie. O altă comoară a comunității dumneavoastră, doamnă primar, sunt căsuțele acestea tradiționale, parte din ele prinse în proiectul Consiliului Județean de Reabilitare, dar cea mai mare parte nu. Așa e. Cum facem să avem grijă de toate până la urmă? Așa e. Vreau să vă spun că până în urmă cu 3 ani de zile, nici de aceste căsuțe, nici de frumosul port lăpușan tradițional, nici de tradiții și obiceiuri lăpușene, nu s-a prea știut, nici măcar la nivel de județ, de cum la nivel național sau peste hotare. Iată că de 3 ani și câteva luni încoace, cu ajutorul Consiliului Județean și prin munca zilnică noastră, alături de cetățenii din comuna Lăpuș, reușim să promovăm tradiția, obiceiurile și tot ce înseamnă bogăție culturală și tradițională a comunei noastre. Într-adevăr, casele tradiționale din acest proiect al Consiliului Județean sunt doar în număr de 8, aceasta fiind una dintre cele 8. Și foarte bine păstrată. Și foarte bine păstrată. Sigur, am fi avut o listă de vreo 20, însă cam greu să prinzi un proiect așa în scurt timp pentru toate casele, că nu suntem doar Lăpușul în județul Maramureș, că sunt mai multe comune.
cu siguranță vom avea grijă ca și celelalte case tradiționale pe viitor să fie scoase din umbra în care se găsesc acum, pentru că sunt ceea ce ne definesc, sunt ceea ce aduc valoare comunei noastre și doar așa atragem turiști. Mai ales că noi suntem un punct din centru, pentru că pe aici se trece și spre Cavnic, spre zona Maramureșului istoric. Cât este de important să avem ce arăta celor care trec prin comuna noastră. Ne-am mai umblat puțin prin Țara Lăpușului, am văzut că e vestită îndeoseb pentru comorile sale naturale, prin Cheile Lăpușului, prin Parcul Natural. Da. De asemenea, am mai văzut și pe acolo câteva căsuțe foarte interesante. Albastru ăsta e ceea ce le deosebește de alte țări ale Maramureșului. Așa e, albastru este culoarea care... Culoarea mierie. Definește miere, da, mierii sau așa spuneau din bătrâni. Absolut toate casele tradiționale la noi, la Lăpuș, au fost albastre. Ce identitate frumoasă! Da, în felul acesta vom ști orice poză vedem. Așa orice e, sunt casele de la Lăpuș tradiționale. Albastru este culoarea care aduce seninătate, care luminează. Și iese și în evidență foarte Și iese în evidență bine, da, da. Altfel mănânci o plăcintă aici în poiala asta verde și cu albastru ăsta în bineînțeles. Spate, care are șanse să devină... Nu știu, poate chiar la fel de celebru ca albastru de Voroneț. Doamne ajută! Vă mulțumim mult că ne-ați însoțit în scurta noastră călătorie și promitem să revenim în Țara Lăpușului. Și eu vă mulțumesc tare mult pentru aprecieri și pentru promovare și vă mai așteptăm, pentru că noi mai avem și alte puncte de atracție turistică pe care acum le dezvoltăm, la care am început deja lucrările, așa că Lăpușul va fi acolo unde trebuie să fie. Data viitoare punem socăcițele la treabă, așa, da? Le punem. Să rămână. Vă mulțumim. Mulțumim. A fost o mare plăcere. Și noi vă mulțumim și din partea noastră. Doamne ajută! Ne crește inima de bucurie asistând la acest proces de salvare a patrimoniului vernacular al satelor maramureșene. Prin proiectul Consiliului Județean Maramureș se vor păstra vie arhitectura specifică și patrimoniul local, în timp ce se pune o cărămidă și la dezvoltarea turismului în zonă. Ce bucurie să fim împreună cu voi astăzi. Primii doi oameni care au grijă, să zicem, de binele Maramureșului, de viitorul Maramureșului și asta încercând să nu uite de trecut. Și cred că întâmplător ne începem călătoria și povestea chiar aici la Sighetul Marmației, la celebrul memorial al Durerii. Suntem la memorialul Durerii la Sighetul Marmației. În primul rând, bună ziua, bine ați venit în Maramureș. Aici, la Sighetul Marmației, avem una dintre cele mai importante obiective, spun eu, astăzi turistice, dar care păstrează memoria vie a ororilor comuniste care, din păcate, au curmat vieți, au distrus familii, idealuri. Și au schimbat, efectiv, cursul istoriei până la urmă. E un loc care te ajută sau nu te lasă să uiți prin ce au trecut oamenii ăștia și care te învață totodată că izbândește, dacă vrei, credința în Dumnezeu, speranța de mai bine, sunt lucruri pe care nu ți le poate lua nimeni și dragostea de țară, nu? Aici a murit Iuliu Maniu, Gheorghe Brăteanu, personalități bisericești, episcopi, greco-catolici, foarte multe personalități publice din întreaga România au fost aduse aici, la Sighetul Marmației.
În Maramureș simțim puțin această apăsare a durerii, dar vedem și partea frumoasă, nu? Că de multe ori venim, vedem ce s-a întâmplat, ne amintim de istoria crudă, însă avem și foarte multe motive să ne bucurăm de momente frumoase aici. Avem cimitirul Vesel de la Săpânța, pe care l-ați vizitat, unde moartea zâmbește. Da? Da, exact. Cruzimea morții e transformată într-un motiv de bucurie. Reabilităm integral 36 de gospodării din 4 sate ale județului Maramureș. Maramureșul în sine este o comoară. Magic și binecuvântat, frumos și bogat, tărâmul acesta își spune de la sine povestea, dar și prin oamenii săi, care se străduiesc să facă Maramureșul tot mai mândru în toate cele. Astăzi sunt localități care au o sursă importantă de venit din turism, dar cred că potențialul este mult, mult mai ridicat. De aceea am înființat organizația de management al destinației, care este prima organizație de management al destinației acreditată din România și care a început să facă tot felul de activități, printre care promovarea Maramureșului la cele mai înalte niveluri. Dar ce este foarte important în județul Maramureș și în ceea ce privește turismul este unde noi ne implicăm cât putem de bine, este partea de infrastructură turistică, unde încercăm să atragem cât mai multe resurse financiare și avem un portofoliu de proiecte foarte, foarte consistent. Cele 4 țări ale Maramureșului sunt frumoase fiecare în parte, dar cu adevărat fermecătoare împreună toate. Așa se promovează, așa și merită descoperite într-o vacanță de ținut minte. Ne-am tot plimbat zilele astea prin sate mai mult de data asta și am reușit să descoperim unul dintre proiectele voastre foarte importante din punctul meu de vedere și care se leagă de salvarea trecutului, cel de restaurarea caselor. Am fost la Bogdan Vodă, am fost la Lăpușul Românesc, am fost în total, cred că vreo 16 case care au prins acest proiect și care așteaptă să fie salvate. În total sunt 36 de case. Da, a fost doar în două vorbim de 4 sate. Este satul Breb, de care probabil că ați auzit, pentru că este cel mai recunoscut sat din România, unde avem 12 case și cea mai veche este de pe la 1800. Deci este vorba, de fapt, de patrimoniu. Practic, prin acest proiect reabilităm integral 36 de gospodării din 4 sate ale județului Maramureș. Breb, Petrova, Lăpușul Românesc și Bogdan Vodă. De ce am făcut aceste proiecte? Pentru că eu cred foarte tare că ceea ce noi avem ca și moștenire culturală are o amprentă importantă în aceste gospodării. Patrimoniul în județul Maramureș nu este ca și în alte județe, nu constă doar în partea aceasta de case mari, boierești, castele și așa mai departe, ci vorbim de casele de lemn tradiționale care au rezistat secole
Vorbim de bisericile de lemn care de asemenea au rezistat secole și care au nevoie de ajutorul nostru. Este vorba de case private, de gospodării private și care în parteneriat cu noi intră în reabilitare prin bugetul Consiliului Județean și prin fonduri europene. Avem o cofinanțare consistentă. M-am bucurat pentru că oamenii au înțeles că e nevoie și practic ei le vor pune la dispoziție pe un termen, pe minimum 5 ani de zile de acolo încolo, la dispoziția turiștilor. Le vor pune în circuitul turistic, ceea ce este extraordinar, gratuit. Deci fără costuri, ceea ce este extraordinar. Deci practic salvăm niște gospodării. Dacă o să mergeți la Breb, o să vedeți că este casa parohială lângă biserica din sat. O casă absolut superbă. Pe viitor vreau să dau un semnal și prin aceste proiecte și să reabilităm un centru de comună. Să vadă oamenii că se poate și altfel mai frumos. Mi se pare că lucrurile aici în Maramureș funcționează foarte bine, cel puțin pe partea turistică, pentru că atât pot să văd eu din perspectiva mea. De aceea și Maramureșul este pus ca un exemplu în România pentru tot ce înseamnă tradiție, promovarea ei și pentru deschiderea aceasta pentru turism. Această inițiativă cred că merge mână în mână cu ceva puncte gastronomice, nu? Cred că omul care vine să stea acolo peste noapte își dorește și să mănânce ceva gustos. Cred că prin toate eforturile pe care le facem în această perioadă, nu vrem decât să scoatem în realitate și să aducem turiștilor din România, dar și din străinătate, faptul că satul autentic din Maramureș merită să fie vizitat, încercăm să-l punem în valoare, să-l facem cunoscut, pentru că ne interesează și partea aceasta de a-l promova efectiv după ce l-am restaurat și i-am dat valoare. Dar pe de altă parte ne interesează ca turistul care vine în Maramureș să-și dorească să guste din bucatele noastre tradiționale, să înțeleagă gustul și mirosul autentic de Maramureș și până la urmă să-și dorească, după ce pleacă din Maramureș, să revină. Pentru că asta ne dorim, pe de o parte. Pe de altă parte, cred că prin proiectele pe care le derulăm, ne dorim ca turiștii care vin în Maramureș să nu fie doar niște simpli vizitatori și să puncteze niște puncte importante ale turismului din Maramureș, ci efectiv să stea aici câteva zile, să-și petreacă timpul aici, să cheltuie din resursele pe care le are la dispoziție pentru a cunoaște mai bine și mai îndeaproape Maramureșul, pentru că Maramureșul în sine este o comoară. Cred că pe partea asta gastronomică Maramureșul ține frunte acolo, e undeva sus în inimile noastre. În primul rând că am încercat diverse preparate, dar și mulți turiști vin aici pentru mâncare. Evident. Cum dezvolta zona? Oamenii din Maramureș sunt oameni primitori, sunt gazde bune. Gustul acela bun pe care bucatele l-au nu vin neapărat din condimentele pe care le pun, ci din sufletul pe care îl pun. Și cred că e doar un mit. Da, e sufletul care e pus acolo. Avem 14 puncte gastronomice locale în tot județul Maramureș. Prin aceste puncte gastronomice locale nu vrem altceva decât să promovăm mâncarea tradițională din diferite zone ale județului nostru. Suntem în faza în care autorizăm și sprijinim prin OMD să autorizăm alte puncte gastronomice locale pentru ca turistul care vine în Maramureș să se bucure de autentic. Cum se poate bucura de asta? Unde găsesc punctele acestea? Toate aceste puncte, Maramureș.
Visit Maramureș, da. Și rezolvăm orice problemă. Vor fi pe harta Visit Maramureș și în aplicația respectivă și se vor putea bucura de aceste puncte. Sunt puncte tradiționale, nu sunt restaurante. Sunt, exact, asta vreau, adică, să practic, explici, mâncăm la cineva acasă. Exact. Vreau să adică... dacă găsim ceva la Siget, putem să căutăm, nu? Mâncăm putem la cineva acasă, ne gătește... Mergem pe recomandarea voastră. Mâncăm la cineva acasă, ne gătește cu ce are în casă, cu ce exact. Animale crește, asta cu înseamnă, ce de legume. Fapt, punct gastronomic local. Dar avem șanse să mâncăm ceva autentic, ceva foarte bun și gustos, ce știe socăcița, femeia respectivă, să gătească cel mai bine și mai ales produse proaspete, locale, proaspete, naturale. E un curent extraordinar. Crescute în gospodăria proprie, da. Multe dintre ele. Exact. Asta cineva are o păstrăvărie, da. Acum, da. Cineva crește păstrăvărie. Spre exemplu, dezvoltăm în, acum deja suntem în faza de construcție, construim un parc de zimbri în județul Maramureș, nu știu dacă ați auzit despre acest lucru, la Băiuț, e o zonă superbă a Maramureșului, o zonă binecuvântată, o fostă zonă minieră care a rămas fără niciun fel de șansă la dezvoltare odată ce mineritul a fost închis și am hotărât împreună cu colegii din Consiliu să facem ceva acolo. Și atunci unul dintre colegi a venit cu ideea acestui parc de zimbri, am făcut toată documentația, acum am bugetat, am scos la licitație și ne-am apucat de treabă, iar în vară vrem să populăm acolo, vor fi primii 5 zimbri în Maramureș, va fi practic, cred că al treilea parc de zimbri din România. La Neamț și... Este la Piatra Neamț și la întorsura la Neamț și la întorsura Buzăului. Și acesta va fi al treilea și sunt convins că va fi un magnet de turiști. Mi se pare fantastică, pe lângă arhitectura deosebită, farmecul satului românesc, fiecare casă vine la pachet cu câte o poveste. Noi l-am cunoscut pe celebrul Moșu din Bogdan Vodă. Știți despre casa Moșului? Am și vizitat-o, am stat de povești. V-a povestit povestea. N-avem noi timp câte povești avea Moșu. Moșu Deac a fost primar în Bogdan Vodă. Da. Și el este o legendă, efectiv, a Maramureșului. În anii 90 până în 2000 mergea la București în straie populare cu slănina la el, cu ceapă, cu absolut tot ce trebuie. Și dânsul, pentru că și-a dorit foarte mult să lase ceva în urma dânsului, și-a donat casa Ministerului Culturii. Când am venit la Consiliul Județean, l-am vizitat pe Moșu Deac din Bogdan Vodă și a plâns efectiv că ploua în casă. N-avea nimeni grijă de gospodăria respectivă. El deja are o vârstă foarte înaintată, nu mai poate să se ocupe de... are 95 de ani. Am reușit să o trecem la Consiliul Județean într-un termen destul de scurt, după care am reabilitat în primul rând acoperișul, pentru că acolo era problema, și am salvat partea de patrimoniu pe care îl are Moșu Deac acolo în interior și am trecut-o la Muzeul de Etnografie care aparține de Consiliul Județean Maramureș, astfel încât că este cine să se îngrijească de casă și lucrurile de aceea ați văzut că sunt foarte bune astăzi. Ce înseamnă vernacular, domnule? Deci e o arhitectură nu tradițională, dar specifică, locală. E vorba de sate vernaculare, nu case vernaculare. Sate vernaculare. Sate vernaculare. Adică de sate vechi care au patrimoniu. Despre asta e și cu specificul și cu specificul locului respectiv. În momentul în care vor fi gata, casele acestea se vor găsi pe harta turistică a Maramureșului, având un traseu dedicat ce va veni la pachet și cu alte minunate descoperiri ale comorilor locale. Moșu a avut un ideal. A vrut o statuie a lui Bogdan Vodă în Bogdan Vodă, care era, să se vadă de la Budapesta, spunea el. Care era Cuhea Voivodară, exact, așa se numea Bogdan Vodă în perioada respectivă. Păi ce idealuri aveți?
multe. Așa, din punctul ăsta de vedere al, cum să spun, al funcției și al contextului care vă poate ajuta să rămâneți în istorie peste timp. Este evident că ne dorim să facem lucruri bune pentru oameni și oamenii să simtă și să trăiască o viață mai bună aici în Maramureș și să știe că noi, în calitatea noastră de autorități pe care o avem azi, suntem alături de ei și vrem să-i sprijinim în toate demersurile pe care le fac zi de zi, prin toate eforturile lor. Pentru mine, cel mai important lucru este să putem spune, după ce am dat o filă de istorie, adică un mandat la o parte, că am făcut ceea ce ne-am propus în mandatul respectiv. Iar eu în acest mandat mi-am propus să pun piatra de temelie pentru dezvoltarea pe termen lung a Maramureșului. În această perioadă, începând cu săptămâna dinainte de Paște, avem o agendă culturală foarte bogată, începând cu madrigal, cu concerte de pricezne foarte frumoase și continuând cu luna mai, luna Maramureșului, unde vom avea o agendă culturală foarte bogată și diversă în fiecare weekend de joi până duminică. Trecem și noi pe agenda noastră. Să vă programați. Exact. Nu știu cum aveți timp să vizite peste tot. Vizite acum, în Maramureș în acea perioadă. Pentru că nu e obligatoriu să ajungem noi peste tot. Important este să ajungă cât mai mulți turiști. Să se întâmple lucruri. Asta e important. Asta ne dorim și noi. Ori de câte ori oamenii ajung pe urmele noastre undeva în Maramureș și primim așa un feedback că wow, a fost extraordinar. Nici nu putem fi mai fericiți. Și uite, putem încheia povestea noastră chiar aici la cui? Simbolicul cui în care se agață harta României de aici, din punctul extrem al nordului țării. Ați reușit să ne aduceți Maramureșul de aici, din nord, cât mai aproape de sufletele noastre și sunt convins că nu doar ale noastre. Deci îl punem în cui și îl vedem. Da. E vizibil, e mai aproape de noi, e la loc de cinste. Percepem, e la loc de cinste, în fața noastră. Vă mulțumim mult și vă felicităm. Plăcere. Doamne ajută, pe Doamne data viitoare. Și eu vă mulțumesc. Ne continuăm călătoria aproape până la Vadul Izei, acolo unde vom păși într-un alt colț de rai. Să înțelegem că maramureșenii își spală rufele în public până la urmă, nu? Am gândit, dacă facem o uliță, să ne vină banii pe uliță. Oamenii sunt cea mare comoara noastră. E o formă de terapie să te desprinzi din roata amețitoare a vieții și să privești, măcar pentru câteva clipe, o vâltoare. Apoi îi vei înțelege și rostul după ce vei cunoaște un alt român de poveste. Să înțelegem că maramureșenii își spală rufele în public până la urmă, nu? Da, cu condiția ca să ai o vâltoare lângă. O vâltoare. Da. Una dintre vâltoare e chiar la noastră acasă. Bine v-am găsit și vă mulțumim că v-ați făcut timp, deși sunteți la treabă, v-am prins la treabă, să ne povestiți un picuț despre cum merg lucrurile. Bine ați venit pe la noi, da, la treabă. Asta este, trebuie să muncim ca la urmă urmei să și avem câte orice. Dacă ne-am ales să lucrăm acasă, să nu mergem, să batem calea străinătății, am gândit în varianta că dacă facem o uliță, să ne vină banii pe uliță. Și v-ați făcut propria uliță. Da, am făcut și propria uliță. E aproape deja ca și un cătun. Da? Și dacă le luăm un pic mai mânânțel lucrurile și le luăm mai așa, am putea zice că dacă zine oricine la vâltoare și spală o cergă, un covor, e un leu. Un leu. De simbolic. Simbolic. Și vin și în continuare că
doamne să muncească și să spele la... Păi în continuare, acum să vorbim la realitate, astea sunt și trebuie să le păstrăm. Eu credeam că sunt doar așa pentru spectacolul turistului. Nu sunt doar așa, pentru că dacă noi, dacă eu nu am cizme lungi să lucru pângă apă, să curăț, să întrețin vâltoarea, să... ni se pierde, nu doar că ni se pierde identitatea, da, acele gube, acele pânuri de gube, acele cerci care îs, nu mai ai unde să le vâlturi decât în vâltoare. Am înțeles că se poate face și baie în vâltoare, asta ar fi o noutate și chiar mi-ar plăcea și mie să încerc, e interesant. Chiar avem nevoie de aceste instalații ca să treacă măcar o dată pe an sau chiar sau de două ori pe an. Dacă vorbim în primul rând de fibre naturale, culori naturale, atunci trebuie când și spălată naturală. Când o ieșit guba sau pânura de gubă, când o ieșit din tiară, femeia, e știi cât e de lungă și cât trebuie să scadă, cât vrea să scadă, adică grosimea ei, ca să... E, după ce a ieșit din tiară, ea e largă, e țesătura, e cum iasă din trăiță, e largă. O bați tu cu spata, dar nu se îndeasă. E, când vine la vâltoare, atunci ea se îndeasă. Eu, fiind acasă, am vrut să creez niște lucruri care, deci să nu umblu eu după banii, revin la ideea care v-am spus. Să vină încet banii pe uliță, fie că am dat cu pensiunea, am început cu pensiunea, fie cu vâltoarea, fie cu atelierul de sculptură și mai nou hala băiatului în care lucrează căs tradițional. Nu numai în Maramureș, eu vorbesc de întreaga lume. Că dacă vorbim de Maramureș, eu cred că e... prea puțin. E foarte puțin. Deci în momentul de față noi am făcut case pentru întreaga lume. Deci construiesc case aici, le demontează și le case din lemn, masiv. Ultima casă care au făcut acum până în sărbători, până în Crăciun, a fost în Bruxelles, care au montat o casă și un foișor. Trebuie ca fiecare să le păstrăm. Dar știți cum e, după ce ți intră o dată la suflet și îți pătrund în inimă, nu te mai poți dezlipti de ele. Avem nevoie de oameni ca dumneavoastră ca să ne motivăm și noi să păstrăm tradiția și să căutăm tot ce e mai frumos. Abia aștept să vinem la prima căsuță, să o vedem și noi. Haide să grăbim pasul. Atunci când ajungi într-un loc ce seamănă cu un muzeu al satului în miniatură, atunci când vezi la oaltă strânse pe o proprietate și codrul, și râul, și ramul, cum se spune, și totodată câteva căsuțe din astea adevărate monumente de arhitectură, n-ai cum să nu te simți de îndată bine primit. Cu câtă căldură te îmbrățișează casele astea din lemn, casele astea bătrânești? Sunt vechi sau sunt noi și făcute să pară vechi? Nu, casele sunt vechi. Sunt vechi. Numai că li s-a dat o nouă viață. Hai, încă 100 de ani, probabil. 100 sau poate mai mult de 100 de ani, sau poate mai puțin de 100 de ani, dar din câte căs am recondiționat, eu am văzut că lemnul vechi e mult mai tare ca și lemnul nou. Adică, dacă într-un lemn vechi încerci să tai cu drujba,
riști ca dinții de la drujbă să ți întoarcă. Poate se apără lemnul. Se poate. Iată că muzeele satului devin locuibile. Asta se întâmplă datorită oamenilor care iubesc tradiția, care pun în valoare casele vechi și care împart această bucurie cu oamenii care vor să trăiască o experiență. Asta am simțit și eu când am ajuns în acest complex și am văzut frumusețea asta de loc, dar și de căsuțe. Satul ne înconjoară în toate părțile, dar suntem retrași, avem și pădure, avem și iarbă, avem și uliță, trece și mara pe aici, și avem și locuri de joacă, și avem și râu mare care trece pe lângă noi, unde pot să pescuiască. Și au și căsuțele în stil tradițional, unde pot să se hodinească oamenii. Ce vă împlinește cel mai mult în tot ceea ce faceți? Pentru că aveți, iată, latura asta de agroturism, totodată lucrați cu lemnul și faceți oamenilor o casă care devine un cămin pentru o familie. Faceți și domnului casă câteodată, înțeleg. Da. Care dintre lucrurile astea vă sunt așa cel mai aproape de suflet? Cred că cea de-a treia pe care ați enumerat-o, asta cred că acolo mă simțesc eu mai bine. Să ridici o biserică. Când mă pun și șed pe un lemn și îl sculptez acolo, parcă eu, acolo mă încarc, acolo parcă mă simt cel mai bine. Vă simțiți mai aproape de Dumnezeu și probabil că și mâna e condusă mai ușor. Știți cum e? Așa este. Cum ziceți că ne simțim mai aproape de Dumnezeu atunci când ești cu o biserică, să zic că ești aproape pe final, când pui tur la biserică, când reușești să pui crucea din vârful bisericii, când ești doar tu cu Dumnezeu. Haideți în casă, dacă tot ați venit până la noi în Maramureș. Abia așteptăm să vedem și interiorul. Deși nu cred că vine nimeni pentru interior aici. Parcă mai frumoasă e vremea afară de gustat din bunătățile astea. E, casa e absolut superbă, minunată în interior, dar cred că mai toți turiștii care ajung la noastră vor să se bucure de natură, așa că vă propun să mâncăm aici pe drept. Păi bai? Aici, nu e niciun bai. Eu aici pun mai aproape o mie zirtită. Da. Să închinăm fiecare câte un pahar. Mulțumesc. Te rog. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Doamne ajută și... Bine v-am găsit. Să auzim de bine. Multă forță să continuați tot ce ați început aici, că e minunat. Păi, dacă ne ajută Dumnezeu și ne dă putere de lucru, mergem. Și mai ales că ne bucurăm că și cei care vin după noi, copiii, deja s-au inițiat, deja urmează, deja văd, au luat frâile lucrului înainte și merg cu lucrurile bune. Duc mai departe tradiția. Dar sigur, sigur. Vrea cineva un jumară, o slăninuță, o ceva? O dărabă de jumătate. Cum credere? La castraveți nu cred că vă înghesuiți. Vai. Mi se pare extraordinar și cred că aici nu închiriați pur și simplu o căsuță, o cameră, ci reușiți să le dați oamenilor partea dreptul să trăiască o experiență adevărată, să vină, să simtă că au peticul lor de o gradă, de curte. Asta am gândit-o de la bun început. Fiecare căsuță să aibă. Mașina poate să-și parcheze în fața căsuței lui, să aibă, să se gândească că el acolo e stăpânul. Pe... Da. Pentru trei zile să te simți stăpân. Da. Și deșteptarea să-ți o dea păsările cântătoare. Să cânte păsările de la 5 dimineața, să te trezească, să nu mai poți dormi. Cât de important e să și asculți, nu doar să auzi ce-ți spune Dumnezeu prin oamenii aceștia minunați pe care îi întâlnim în bătrânul Maramureș. Teo, dacă mai aveți locuri din astea, mai aveți, dar oameni, ca dealui să aveți în Maramureș, pe... Oameni sunt cea mai mare comoră noastră. Înaintea construcțiilor, înaintea puraielor frumoase,
a voltărilor, a meșteșugurilor, a produselor meșteșugărești, oamenii. Cea mai mare comoară a Maramureșului sunt oamenii. Stai, tezaurul, pleci de aici încărcat. Sunt multe lucruri care ne-au ținut așa, pentru că noi am fost crescuți într-o comuniune. Am reușit să descoperim într-un om atât de simplu, pe care chiar l-am prins la treabă și muncă grea, am putea spune așa, de început de primăvară, un român până în măduva oaselor. E un loc în care aș reveni în primul și în primul rând datorită lui. E omul cu care îți dorești să stai de povești, deși pe alocuri probabil că n-ar fi fost bun un dicționar să înțelegem toți termenii ăștia, toate regionalismele pe care le folosea, dar cred că până și în asta stă farmecul unui loc, farmecul unei zone pe care nu ne mai săturăm să o descoperim. Aici e acasă. Aici e România. Aici e Dumnezeu. Pe fiecare petic de pământ binecuvântat, cu sudoarea sau sângele străbunilor noștri și în sufletul fiecărui om de ispravă. Dacă ar fi să ne luăm rămas bun de la noastră cu o strigătură, care ar fi aceea? Sunt multe strigături care mi le-aș putea. Una, să se potrivească. Dragul meu, unde am venit, cu cine m-am întâlnit. E bun. Dragul meu, unde am intrat, cu cine m-am adunat. Și ne drag oameni de voi să mai veniți pe la noi. Doamne, ajută-ne, dorim ajută. Din suflet să veniți. Să trăiți și multă sănătate. Să stăm câteva zile aici la dumneavoastră. Mulțumim. Noi vă așteptăm, vă invităm. Aici suntem. Pe sâmbăta viitoare, prieteni, când vă dăm întâlnire într-un alt colțișor de bazm al Maramureșului, să vă mai picurăm în suflete puțin frumos din frumosul de care ne bucurăm și noi. Rămas bun!